Voi era un pic rușine să vă uitați la clipul acela și să vedeți ce a făcut colegul pe care... Sală. Se vorbește că nu suntem în sală, suntem în instanță. Suntem în instanță de judecată, în spațiu public, nu în ședință de judecată. Nu vă era rușine să-l apărați pe Petcuț când ați văzut ce făcea pe video? Domnul mă filmează fără să niciun drept. Vă rog să interziceți. Domnule jandarm, e un drept fundamental, se numește libertate de exprimare și îl întrebam ceva. Dacă vrea să vorbească bine, dacă nu vrea să vorbească... Vă rog, nu mă trageți de mâine, că n-aveți voi. Ce să-mi arătați? Ce mi arătați? Nu mă, știți că n-aveți voie să mă trageți așa de mâine? Știți că n-aveți voie să mă trageți de mână? Ce scrie aici? Da, n-ar trebui să n-ar trebui să invocați o lege, așa puneți semne, poate puneți semn că interziceți respiratul. Instanță de căcat. N-aveți voie să respirați. Și cine mai interziceți? Interziceți accesul cu scaun rulant. Cum pariu că nu merge aparatul ăsta, de exemplu. N-aveți nicio parcare de biciclete. Mafie că e poliție.